Clădirea în care funcționează judecătoria și parchetul Reghin a fost retrocedată în octombrie 2008. Imediat după această dată, administrația locală avea dreptul la preemțiune, adică să fie favorizată dacă dorește cumpărarea imobilului, un drept la care s-a renunțat. Situația juridică actuală a clădirii este acum gestionată de Tribunalul Mureș. Iată ce spun oficialii în limbajul lor caracteristic despre imobil. Problema sediului judecătoriei Reghin a fost adusă în atenția Ministerului Justiției și a fostului Minister al Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor din luna august 2007, anterior emiterii ordinului de restituire, urmând ca până la expirarea termenului de 3 ani, care încă nu a început să curgă, să se găsească o soluție. Cumpărarea imobilului respectiv, asigurarea unui alt imobil de către autoritățile publice locale, încheierea unui alt imobil, edificarea unui nou sediu și așa mai departe. Datele pe care le deține primăria Reghin, compartimentul juridic în legătură cu imobilul, sunt aceleași. Ca urmare a înștiințării transmise privind intenția de vânzare a judecătoriei Reghin de către beneficiara retrocedării Deutsch Eva Cătălina, în temeiul articolului 4 din legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, municipiul Reghin nu a exercitat dreptul de preemunțiune asupra imobilului judecătoria Reghin, strada Petru Maior, numărul 45 din Reghin. Timpul mai are încă răbdare cu autoritățile. Retrocedarea clădirii nu este încă o problemă acută, așa cum este problema clădirii poliției, care trebuia eliberată de câteva luni deja. Totuși, primăria și Consiliul Local s-au gândit să propună mutarea judecătoriei și a parchetului Reghin alături de poliție, la parterul noului bloc din cartierul Unirii. Spațiul s-a dovedit însă total neadecvat și asta pentru că activitatea magistraților presupune o clădire cu nevoi speciale. În primul rând, ar trebui ca cele două instituții să fie la un loc. Este nevoie de birouri, este nevoie de anumite locuri speciale, este vorba de acte cu caracter secret și strict secret care trebuie ținute în anumite birouri, care trebuie să aibă dotarea ca atare, după care este nevoie de un loc special în care să fie arestații, reținuții, arestații atunci când vin la judecătorie sau când se pune problema luării măsurii arestării de către instanță la propunerea parchetului. Ne-am întrebat ce s-ar întâmpla în cazul în care vine vremea ca proprietarul să dispună după bunul plac de moștenire, iar instituțiile nu au pregătite spațiile pentru mutare. Magistrații consideră că în niciun caz nu poate fi vorba de desființarea judecătoriei ori a parchetului. Deci, eventual, se pune problema mutării din această clădire într-o altă clădire, fie nouă, fie se va găsi o clădire proprie pentru desfășurarea activității. Nu se pune problema desființării parchetului. Se pune eventual problema desființării altor parchete, unități care au un număr mai mic de dosare, însă nici într-un caz a Reghinului care, ca și instanță, ca și parchet, are la număr de dosare, suntem al doilea pe județul Mureș, după Târgu Mureș. Deocamdată toată lumea stă calmă. Termenul de eliberare a clădirii e încă departe. Sperăm doar să nu se repete situația poliției, să ne trezim că mai avem doar câteva luni până la predarea imobilului către proprietar. De această dată ar fi de mutat nu una, ci două instituții, ambele cu activități pretențioase și nevoi speciale de organizare.